Doamne, Dumnezeule Părinte, Tu, Cel ce mă privești din înălțimea sfințeniei Tale și îmi asculți acum această rugăciune, Tu ți-ai așezat, Doamne, scaunul domniei Tale în ceruri și pe Tine te binecuvântează cei ce rostesc acum aceste cuvinte, cei împliniți în poruncile Tale și cei ce ascultă de glasul cuvântului Tău. Auzi-mă, Doamne, acum, când cânt bunătatea și dreptatea Ta, binecuvântat ești, Doamne, în toate lucrările Tale și în toate locurile stăpânirii Tale. Doamne, Dumnezeule, Cel nemărginit de bun, Cel îmbrăcat cu strălucire și cu măreție, Tu le învelești pe toate cu lumina Ta, Tu stăpânești cerurile, Tu umbli pe apele întinse și Tu îți faci îngeri slujitori din flăcări de foc. Tu ai așezat pământul pe temeliile lui, Tu faci să țâșnească izvoarele în văi și să curgă ele printre munți și păsărilor să le răsune glasul printre ramuri. Cât de multe sunt lucrările Tale, Doamne, iar eu Te rog pe Tine să împărățești și peste inima mea și să mă ții pe drumul Tău chiar și atunci când din neștiință sau din slăbiciune eu mă apropii de marginea cea prăpăstioasă. Apără-mă, Doamne, căci nu vreau să cunosc pe cel viclean. Nu vreau să pun nimic rău înaintea ochilor mei. Nu vreau să ajung să îmi regret gândurile, vorbele sau faptele în sufletul meu. Pe cel ce clevetește împotriva aproapelui, nu îl voi lăsa în preajma mea. Cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. Iar pe cel ce slujește celui necurat, îl voi lăsa în grija Ta. Coboară, Doamne, împărăția Ta, aici, pe pământ, și ține-ne în pace. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni, care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!